A intrat în vigoare legea care le permite condamnaților să iasă mai repede din pușcării dacă au fost ținuți în condiții improprii, dar nu știu exact cum se aplică. Directorii de penitenciare sunt total nelămuriți și nu pot opera eliberările promise de guvern. Ministrul Justiției se va întâlni mâine cu ei și cu magistrații să decidă o practică unitară. Sistemul informatic al administrației penitenciarelor indica astăzi la prânz că doar câteva zeci de persoane au fost eliberate din mai multe penitenciare din țară. Nu se știe însă clar câte datorează acest lucru condițiilor din pușcării. Legea care a intrat azi în vigoare stabilește că deținuții care au stat în mai puțin de 3 metri pătrați și nu au avut lumină naturală în celulă pot câștiga 6 zile la fiecare lună de pedeapsă ispășită în aceste condiții. Prevederi insuficiente și neclare, spun cei care ar trebui să aplice legea și nu știu cum să o facă. I-au transmis și ministrului Justiției, așa că mâine Tudorel Toader se va întâlni cu directorii din penitenciare și cu magistrații. Vom dezbate legea, procedura, modalitatea de interpretare, de aplicare, să avem o practică unitară, să asigurăm ceea ce se numește egalitatea în fața legii. Nimeni nu știe, spun sindicaliștii, nici dacă deținuții pot părăsi penitenciarul în urma unei decizii administrative sau trebuie să meargă în instanță pentru o hotărâre judecătorească. ONG-urile atrag atenția că legea, așa cum e acum, e greu de aplicat. Este totuși destul de complicat să apreciezi, după cum scrie în lege, care dintre spații sunt necorespunzătoare. În plus, evaluarea acestor spații se face pe secții, nu pe fiecare cameră în parte. Și uneori există diferențe semnificative între camere chiar în acele secții. Este prima lege dintr-un pachet prin care guvernarea PSD-ALDE vrea să rezolve problema supraaglomerării penitenciarelor, pentru care România a și primit condamnări la CEDO. Acum se află în închisori puțin peste 25.000 de persoane. În direct acum la pulsul zilei sunt doamna Nicoleta Popescu, avocat Apador CH, și domnul Sorin Dumitrașcu, președintele sindicatelor din penitenciare. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Îngrijorarea cea mai mare a oamenilor este că ar putea ieși mai devreme din penitenciare persoane care au comis infracțiuni cu violență, omoruri, violuri, tâlhării și așa mai departe. Ies aceste persoane sau nu din închisoare? Vă rog, domnule Dumitrașcu. Această lege trebuie știut că se aplică tuturor deținuților din sistemul penitenciar care au fost cazați în acele condiții considerate improprii și potrivit criteriilor din lege care se aplică alternativ, nu cumulativ, practic cea mai mare parte a spațiilor de cazare din sistemul penitenciar sunt clasificate în această categorie, adică sunt considerate a fi condiții improprii. Cu precizarea de asemenea că acest calcul se face la nivel de clădire, nu la nivel de cameră, așa cum ar fi normal. Doamna Popescu, astăzi au fost foarte multe discuții în jurul faptului că deținuții pot părăsi penitenciarul în urma unei decizii administrative sau trebuie să meargă în instanță pentru o hotărâre judecătorească. Cum stau lucrurile, de fapt? Din punctul nostru de vedere, nu putem discuta de o decizie administrativă și este evident că fiind o lege de executare a pedepselor, și aceste 6 zile care s-ar acorda pentru 30 de zile de executare în condiții necorespunzătoare, apreciez că este o vocație și nu un drept și cred că va fi aceeași procedură ca la liberarea condiționată. Deci este evident că un judecător va aprecia câte zile va primi fiecare deținut pentru zilele executate în astfel de condiții improprii, dar să nu uităm că există o prevedere în lege expresă care menționează că perioada pentru care se acordă zile considerate ca executare în compensare a cazării în condiții necorespunzătoare se calculează din ce dată? Începând cu 24 iulie 2012 și de ce această dată? Este data la care hotărârea Curții Europene, hotărârea pilot, exact, a devenit definitivă. Deci nu vom reanaliza sau ANP-ul nu va reanaliza practic toate perioadele și doar de la 24 iulie 2012.
Bun. Domnule Dumitrașcu, am citit o declarație pe care ați făcut-o recent. Vă citez, este de fapt o formă de grațiere mascată, cumva încearcă să elimine răspunderea politicului în această situație. Ce ați vrut să spuneți mai exact? Noi am intervenit pe această lege încă de la momentul la care era doar o idee, atunci când doamna ministru Prună la acea vreme a lansat-o, și am cerut guvernului să adopte o variantă simplă dacă tot dorește să facă ceva pentru scăderea nivelului de supraaglomerare printr-un act de clemență. S-a ales o variantă complicată și cu multe necunoscute. Una dintre aceste necunoscute fiind modul în care deținuții se pun în libertate. Astăzi deja au fost deținuți puși în libertate prin decizii administrative. Chiar dacă există opinia unor juriști respectabili care spun că asta ar trebui să se facă prin intermediul unei sentințe judecătorești. Este deci un proiect de lege care încă are foarte multe necunoscute și este de văzut că Ministerul Justiției încearcă să le rezolve abia începând de mâine, momentul la care noi deja ar trebui să avem deținuți care sunt puși în libertate. Ori aici sunt lucruri care trebuie foarte atent cântărite și trebuie intervenit foarte, foarte prompt atunci când e cazul. Pentru acest motiv am spus că este o grațiere mascată și că până la urmă nu face decât să adauge o povară administrativă imensă pe sistemul penitenciar. Pentru chiar dacă acest calcul se face doar începând cu 2012, cu iulie 2012, efortul administrativ este imens. Fiecare deținut are un dosar, trebuie văzut unde a umblat, în ce penitenciar, în ce aresturi, dacă au fost camere cu condiții improprii sau nu, și asta trebuie repetat de 27.000 de ori câți deținuți sunt. Iar acest proces va continua până în 2022, chiar dacă beneficiile acestei măsuri, care pe termen scurt vor însemna o reducere a populației penitenciare, se vor anula undeva peste 3 ani. Pentru că deținuții se vor obișnui cu aceste beneficii și, practic, beneficiul va dispărea, dar va rămâne povara administrativă a calculării celor 6 zile la fiecare 30 de zile în detenție. Pentru că e greu de crezut că în lipsa unor măsuri concrete și a unor investiții în îmbunătățirea condițiilor de detenție, situația se va schimba fundamental. Domnule Dumitrașcu, doamna Popescu, vă mulțumesc pentru intervenția telefonică. Așa cum spunea și domnul Dumitrașcu ceva mai devreme, primii deținuți au ieșit deja astăzi din penitenciare. Imagini veți vedea la telejurnalul de la ora 20. Noi luăm deocamdată o scurtă pauză și ne întoarcem.